Aceasta este povestea unei familii de rațe, Mac, Pam și puii lor, Dax și Gwyn. Au trăit în apropierea lacului Mesdit, petrecându-și zilele căutând hrană și bucurându-se de compania reciprocă. Mac îi avertizează adesea pe Dax și Gwyn despre pericolele dincolo de lac, sfătuindu-i să nu plece. Pe de altă parte, Pam le spunea povești pentru a-i liniști. Viața lor obișnuită a continuat până într-o zi când un grup de rațe migratoare a oprit lângă lac. Pam era entuziasmată de sosirea lor, dar Mac rămânea precaut, reamintind familiei riscurile plecării. În ciuda acestui fapt, Dax și Gwyn erau curioși despre cei veniți din afară, iar Kim a întrebat dacă au de gând să migreze și ei, dar Gwyn a insistat că vor rămâne la lac pentru a fi în siguranță. Întristată, Kim a invitat amabil familia lui Dax, Gwyn și Mac să migreze împreună și se bucure de plajă din regiunea de sud. Cu toate acestea, Mac a intervenit și l-a interzis să interacționeze cu rațele migratoare. Chiar înainte de a pleca, părinții lui Kim, liderii grupului de migrație, i-au invitat să li se alăture. Pam era tentată de ideea de a migra, dar Mac a insistat să rămână la lac. În ciuda schimbărilor de vreme și a circumstanțelor, erau hotărâți să îi țină acolo. Aceasta a dezvăluit lui Mac egoismul față de Pam, Dax și Gwyn. Pam și-a mărturisit dorința de a explora sălbăticia cu copiii ei, dar Mac i-a ținut mereu retras lângă lac, prioritizându-și propriile dorințe în favoarea fericirii lor. În acea noapte, Mac a căutat sfatul unchiului Dan, care l-a ajutat să înțeleagă mai bine dorințele familiei sale, deși tot ce aveau nevoie era la lac. Mac s-a întrebat dacă acest lucru le aducea cu adevărat fericire. Unchiul Dan l-a îndemnat să nu aștepte până nu este prea târziu, pentru ca familia să îl lase singur și a sugerat să înceapă împreună călătoria lor de migrație. După conversația lor, Mac a realizat că nu există o fericire mai mare decât fericirea familială. Recunoscător pentru îndrumarea unchiului Dan, Gwyn l-a invitat să li se alăture în călătoria lor, simbolizând schimbarea de atitudine a lui Mac. Cu determinare nouă, Mac și familia sa s-au pregătit să părăsească lacul pe care îl numiseră acasă atât timp. În timp ce zburau, o furtună s-a apropiat și au căutat adăpost de la un stâr. În ciuda suspiciunilor cu privire la intențiile sale, Mac, Dax și Gwyn au încercat să plece, dar Pam i-a convins să rămână temporar, simțind un pericol potențial în afară. După ce furtuna a trecut, Mac i-a îndemnat pe membrii familiei să părăsească casa stârcului, dar au fost opriți de pasăre. Inițial părea că stârcul îi viza pe Dax și Gwyn, dar apoi a devenit clar că îi proteja de un pește prădător. Mac și Pam s-au scuzat pentru judecarea greșită a stârcului, bazată exclusiv pe aparența sa. Sejurul lor peste noapte a învățat rațele să nu judece pe alții după aspectul lor. Recunoscători pentru protecția stârcului, au continuat migrația lor primind provizii pentru călătoria lor. Dax și Gwyn s-au bucurat de călătorie, invitându-i pe Mac, Pam și unchiul Dan să joace în nori. Fără să știe, au zburat departe până când au ajuns într-un oraș cu zgârie nori înalt, o priveliște neobișnuită pentru rațele obișnuite cu peisaje naturale. Mac, Dax și Gwyn s-au simțit pierduți într-un oraș plin de poluare și zgârie nori înalt. Zborul lor fără direcție a făcut să se lovească de un depozit de gunoi. În mod neașteptat, unchiul Dan s-a blocat pe o clădire, dar vântul a portat într-un parc al orașului, grăbindu-se să-l ajute. L-au găsit pe unchiul Dan luptându-se cu porumbiei conduși de ciump, care se simțeau ofensați de prezența raților. Apoi Pam l-a explicat lui Champ și porumbeilor călătoria lor de migrație, cerând direcții spre sud, înțelegând situația lor. Champ a fost de acord să-i ajute și a dus să-l întâlnească pe prietenul ei, Delroy. Delroy, simțindu-se nostalgic după Jamaica, a fost trist din cauza cererii lor de ajutor. Dax s-a solidarizat cu dorința lui Delroy și a încercat să le libereze din colivie, dar aveau nevoie de cheia ținută de Masterchef. Nedorind să-și pună fiul în pericol, Mac a decis să recupereze el însuși cheia. În timp ce Masterchef era ocupat în bucătărie, Mac a găsit cu viclenie cheia în buzunarul hainei lui, camuflată sub diverse ingrediente alimentare. Surprinzător, Pam era și acolo pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, acțiunile au atras atenția lui Masterchef, în ciuda eforturilor lor de a scăpa. Au ajuns în mijlocul unei petreceri cu dans salsa. Forțați să amestece, Pam și Mac au dansat alături de oameni pentru a scăpa neobservați. Între timp, Masterchef a rămas hotărât să captureze rațele, conducându-i la biroul său. Din fericire, chiar înainte să fie prins, Mac a aruncat cheia către Delroy, care fusese capturat de ani de zile. Delroy, recunoscător pentru libertatea sa, a admirat curajul lui Mac. Mac, surprins de propriile sale acțiuni, și-a dat seama că este capabil de mai mult decât credea. Cu Delroy drept ghid, rațele și-au reluat călătoria spre sud și i-au mulțumit lui Champ pentru bunătatea ei, care i-a condus la Delroy și le-a asigurat trecerea în siguranță. În timpul călătoriei lor, Gwyn a avut brusc nevoie de o pauză de toaletă, ceea ce a dus la oprirea grupului. În timp ce așteptau, au auzit-o pe Gwyn strigând și a observat un ochi în spatele unor tufișuri. După investigații, Mac a găsit o fotografie cu păsări deasupra unei uși de la subsol. Intrigația a condus pe toți înăuntru, unde au ascultat o conversație legată de adăpostul gâștilor. Gugu, liderul gâștilor, i-a întâmpinat cal, explicând facilitățile luxoase ale fermei oferite de fermier. Cu toate acestea, Dax a dat peste camionul de provizii al lui Masterchef, dezvăluind adevărata destinație a fermei, aceea de a crește gâștele pentru hrană. Dax a încercat să intervină, dar era prea târziu. Gâștele erau deja încărcate în camion. Mac și Dax au încercat să-l convingă pe Gugu de adevăr, dar gâștele erau deja în camion. Realizând pericolul iminent, Dax a intrat în camion pentru a le avertiza pe gâște de soarta lor. În mod neașteptat, șeful bucătar a observat pe Dax și a rănit aripile. Mac a intervenit, a
atacându-l pe Master Chief pentru a-și salva fiul. Cu ajutorul lui Mac, toate gâștile au scăpat. Deși Dax nu putea zbura din cauza rănii sale, Mac l-a cărat pe spatele său în timp ce fugeau spre plajă. După ce au scăpat cu succes la marginea plajei, Mac le-a cerut tuturor păstrelor să se odihnească pentru o vreme. Mac era încă iritat de neglijența lui Dax, care a dus la propria lui rană. Pe de altă parte, Master Chief, care nutrea dușmănie față de rație, încerca să le localizeze folosind elicopterul său privat. După căutări peste tot în oraș, Master Chief le-a găsit în cele din urmă pe rație și pe gâscă la plajă. Imediat i-a capturat. Din fericire, Dax și Gwyn au reușit să supraviețuiască, dar nu au putut face nimic. Rana de la aripile lui Dax nu se vindecase complet. Încă, fără să le scape ideile, Dax a fost un fragment din aripa lui Doe Or pentru a ajunge din urmă pe părinții lui. Între timp, în elicopter, Max și Pam au fost separați de grup. Amândoi erau închiși într-o cușcă specială amplasată în apropierea lui Master Chief. În timp ce Master Chief era concentrat să piloteze elicopterul, Max și Pam au început să se deplaseze încet pentru a elibera pe ceilalți. Cu toate acestea, acțiunilor au fost diferite. Acțiunile lui Dax și Gwyn au fost surprinse din nou de Master Chief. Pe de altă parte, Delroy, unchiul Dan și întregul grup l-au distras pe Master Chief cu fructe. Unchiul Dan a reușit cu succes să lovească fața lui Master Chief și să apese butonul pentru a deschide trapa. Mac și Pam, care au încă prins în cușcă, au reușit să supraviețuiască datorită capului lui Master Chief prins în plasa capcanei. Cu toate acestea, nu a durat mult până când toți au căzut din elicopter. Din fericire, Dax împreună cu Gwyn au reușit să ajungă din urmă pe părinții lor și împreună i-au eliberat din cușcă. Similar, cu ajutorul grupului au reușit să spargă cuștri să se elibereze. După călătorie obositoare și foarte lungă, liderii raților și gâștilor au ajuns în cele din urmă în sudul Jamaicai. Locul le-a depășit așteptările cu peisaje frumoase și faună sălbatică primitoare. Mac, Pam, Dax și Gwyn s-au reunit de asemenea cu anturajul anterior de rație în această pădure. În timpul călătoriei lor de migrație au învățat că sălbăticia nu era atât de înfricoșătoare cum spusese. Mac, atât timp cât rămâneau împreună cu familie, confruntând problemele alături și rămânând uniți, puteau să înfrunte orice, chiar și neînțelegerile. Au realizat că o familie armonioasă nu este una fără probleme, ci una care poate gestiona conflictele și să învețe din ele. Când a venit primăvara, Gwyn și-a adus aligatorul de companie Topink, dar Pam a convins-o că ar putea pune în pericol alte rațe. La scurt timp după aceea, Mac a sosit cu o nouă misiune de a escorta Pinguin înapoi acasă la Polul Sud. Morala este că niciodată să nu judeci un stârc după penele sale, s-ar putea să ajungi în necazuri, s-ar putea să ajungi să dansezi salsa cu bucătarul, dar în final nu salsa sau penele sunt importante, ci să rămâneți împreună ca familie care cu adevărat aduce fericirea.